După ce în ultimul an a inaugurat centrul Brâncuș și a finalizat renovarea casei Dianu și a culelor de la Cernătești și Brabova, Consiliul Județean Dolj lucrează la realizarea unui muzeu al satului în comuna Cernătești. Terenul și construcția unde va funcționa muzeul au fost preluat oficial de Consiliul Județean Dolj. Noi preluăm de la Cernătești, este satul Raznic, este Conacul Săulescu și parcul de acolo, unde împreună cu primăria, Conacul Săulescu, Conacul Generalului Săulescu, cel care l-a înlocuit pe Averescu la conducerea Matei, este proprietatea primăriei și îl depunem pentru Interreg. Se păstrează încă destul de bine și pe transfrontalier vom depune un proiect, iar parcul, care este parcul, este o zonă de pădure și e destul de mare. Noi am avut un contract cu cei de la Muzeul Astra Sibiu și ne-au făcut un proiect, un plan, să facem Muzeul Bănuiei Rurale, vor fi un fel de muzeu al satului, de asemenea este finanțat prin Program Operațional Regional. Este situat la 20 de km de Craiova, e aproape de Cula de la Cernătești, e aproape de Cula de la Brabova și am zis ca zona respectivă să putem să o dedicăm atât, eu știu, muzeelor, etnografiei și tradițiilor. Un alt proiect al Consiliului Județean Dolj este redeschiderea în regim permanent a casei memoriale Amza Pelea de la Băilești. Noi am avut discuții cu doamna Oana Pelea pentru a putea să preluăm casa memorială Amza Pelea din Băilești în administrarea noastră, a muzeului Oltenii, de fapt, să putem să facem lucrări de reabilitare, de consolidare, dacă e nevoie, se poate să aibă un personal, bineînțeles, plătit de noi, că așa este normal, vrem să avem o casă memorială a marelui actor acolo, împreună cu dumneaei, pentru că am îmbrățișat foarte mult ideea și chiar îi mulțumim, a fost mai mult decât doritoare pentru acest proiect, să putem face și o expoziție cu tot ce înseamnă, nu știu, de la obiecte personale, la filme sau tot ce reprezentam cel mai mare actor român și un brand al județului nostru, până la urmă, un nume important. Noi deja avem finanțarea prinsă în bugetul Muzeului Oltenii, ei deja lucrează la devize, la tot ce înseamnă partea aceasta de reabilitare acolo și, bineînțeles, când este gata, nu vor angaja de astăzi, dar a zis să aibă costurile, când este gata, sperăm că până spre sfârșitul anului acesta, începutul anului viitor, dar spre sfârșitul anului să fie deja ca și obiectiv, să poată fi vizitată de cine dorește. În prezent, casa memorială Amza Pelea este închisă după ce fiica actorului a decis acest lucru, supărată fiind pe autoritățile locale pe care le acuză că nu fac nimic pentru locul respectiv.